Salut! Numele meu e Paul. Acum cam o lună, o lună și jumătate, am avut plăcerea să câștig o bursă prin care să particip la o școală. Leadership School 7. Câți dintre voi ați auzit de Leadership School? Este o școală de leadership în care oameni, modele, vin să reprezinte tinerilor ce înseamnă leadership-ul și cum au avut ei succes în viața lor. Și nu numai că oamenii care participă acolo sunt modele, oamenii care vin sunt modele de succes, dar și participanții sunt atent selecționați pentru a fi modele unii pentru ceilalți, exemple unii pentru ceilalți. Și astăzi aș vrea să vă prezint ce am învățat eu în 6 zile la această școală. În primul rând, am avut o simulare de business. O simulare în care să avem o idee, să ne creăm o echipă și să facem o prezentare în fața unui investitor. Un investitor real care ar fi pus pe masă 3.000 de euro să investească în ideea noastră. Chiar îi punea. Chiar a investit într-o idee. Și am descoperit eu din această experiență că oamenii sunt mai importanți decât ideea. Aveam eu o idee genială să fac o ceilărie și mi se părea atât de tare ideea mea, am vrut să convinc mai mulți oameni și n-am reușit să convinc pe nimeni și au venit mai multe fete la mine să-mi spună: măi, nu știu care e cea mai bună idee, dar uite, hai să ne adunăm noi, oamenii ăștia, care rezonăm unii cu ceilalți și hai să facem noi pentru ideea asta. Ideea noastră era să facem un aparat de reciclare în care băgai sticla, PET-ul, sticla de plastic și primeai 10 bani pentru fiecare sticlă sau de plastic sau PET. Este o idee care funcționează în celelalte state europene, nu în unele state europene. Și ne-am chinuit noi 3 zile, nopți, o noapte am stat până la 3 noaptea să facem prezentarea, am stat foarte târziu și am descoperit în această experiență că n-am câștigat. Echipa noastră n-a câștigat. Dar atât de frumoasă a fost interacțiunea cu celelalte persoane, încât a fost o adevărată bucurie. Și din experiența mea proprie, înainte de această școală, am observat că de fiecare dată când am avut alături de mine oameni pentru o idee, oameni faini, oameni care să rezoneze cu acea idee, am reușit. Celelalte ori, n-am reușit. A doua învățătură este că ceea ce am descoperit de la acei oameni este că toți au muncit din greu. Toți au muncit din greu. Scapă numele, dar erau cineva, Dan Ștefănescu, parcă, pilot la Taron, care avea cam 15.000 de ore de zbor și majoritatea oamenilor care au venit acolo aveau cel puțin 10 ani de muncă în, și asta ne duce către următoarea exemplu, în domeniul lor. În domeniul lor. Nu e așa că toți muncim din greu? Adică, eu mă străduiesc la facultate să iau note mari. Alina se străduiește să fie un coach bun. Dar ceea ce contează în cele din urmă este să ai multe ore de muncă, multă experiență în domeniul tău. Pentru că numai așa poți să progresezi și să devii un expert. Malcolm Gladwell spunea că ai nevoie de 10.000 de ore într-un anumit domeniu pentru a deveni expert. Asta ne duce către cea de-a patra lecție. Că ai nevoie, există foarte multe lucruri care vor să te ia de la domeniul lor. Și știți cum le-a numit societatea de azi aceste lucruri? Știe cineva? Oportunități. Acestea sunt lucrurile care ne iau de pe drumul nostru. Care noi le numim oportunități. Ce cuvânt frumos are, e oportunitate. Ai să-ți acționezi. Dar dacă e să privim după momentul în care facem pasul și acceptăm oportunitatea și să privim pe termen lung, vedem că aceea nu este o oportunitate, ci este mai degrabă o ispită. O amenințare. O amenințare, o ispită, ceva care ne ia de pe drumul nostru și ne duce în altă parte. Un alt lucru pe care l-am observat și cred că cel mai important din punctul meu de vedere este partea de scop în viață. Majoritatea oamenilor care au venit acolo aveau un scop în viață. Poate nu-l numeau așa, poate-l numeau altfel. Alexandra Găteș
spunea președinte, fost președinte Unilever, spunea că există două caracteristici ale unui lider adevărat. Credința în propriul ideal și umilința. Dan Ștefănescu, pilotul despre care vă vorbeam, spunea că este important să un ideal foarte bine stabilit și o echipă care să lucreze pentru acel ideal. Carol Novak este campion paralimpic. A avut un accident de mașină și i s-a rupt piciorul, dar tot n-a renunțat la pasiunea sa pentru sport. Și a avut și un business cu echipamente medicale. A făcut din accidentul lui o oportunitate. Și s-a pus întrebarea, ce te-a făcut să renunți la lucrurile din business? El a răspuns, eu cred că aceasta este menirea mea, sportul, că este scopul meu în viață. Roland Herrmann este stomatolog călător, merge în toată lumea, mai ales în țările din lumea a treia, să ajute oamenii gratuit. A spus în discursul său, trăiesc pentru a deveni numărul 1 în lume în a oferi servicii medicale gratuite oamenilor. Asta mă definește. Oamenii care au succes și care au venit la Leadership School 7, acolo, să ne fie 9 modele, știau de ce trăiesc. Și aș termina acest discurs cu cea mai importantă frază pe care eu am auzit-o în viața mea. Spune așa. Diferența dintre cine suntem noi, cei de acum, și cine vom fi noi peste 3 ani, peste 5 ani, depinde de 3 lucruri. Cărțile pe care le citim, oamenii cu care ne asociem și deciziile pe care le luăm. Mulțumesc!